Forestierii suceveni s-au întors din vacanță și au început pregătirile sub îndrumarea noului antrenor al echipei Vespazian Colban. La primul antrenament, care a avut loc luni pe stadionul Areni, au fost prezente și noile achiziții ale clubului. Vlad Stănescu și Andrei Cerlincă, reveniți de la Bucovina Rădăuți, fostul atacant al științei Miroslava, Alexandru Marin și fundașul Constantin Drugă, venit de la Aerostar Bacău. Până la finele lunii, galben-verzii se vor pregăti pe plan local, în această perioadă având programate și două meciuri amicale cu Aerostar Bacău și Sporting Juniorul Vaslui, după care va urma un cantonament la munte cu alte două jocuri amicale. Foresta Suceava va disputa primul meci oficial pe 14 august în cadrul turului secund al Cupei României, iar pe data de 24 august va începe campionatul.